prețuim lucrurile care le avem, să nu mai aruncăm hainele și să le învățăm să refolosim hainele. Învățăm pe copii să nu risipească, da, materiale textile, și anume hainele, mai bine înțeles, și ci să le repare. Sau să confecționeze altceva dacă ele nu mai pot fi reparate. Sunt copii de la școala gimnazială numărul 12, voluntarii. Îi vor învăța cum să introducă ața în ac, cum să coasă, cum să facă primele puncte de cusătură, cum să prindă un nasture. Noi astăzi la PAS propunem un atelier senzorial, Recunoaște condimentul se numește, și am venit cu plante aromatice, diverse condimente, germeni și lăstari. Și provocarea noastră este să cunoaștem, să recunoaștem aceste ingrediente pe care noi le cam consumăm în fiecare zi. Facem educație pentru hrană vie, pentru consum responsabil. Din textile pe care nu le mai folosim, sunt deteriorate, ca să nu le aruncăm, facem niște covorașe pe care putem să le folosim mult timp de acum încolo. În cadrul festivalului, practic, am oferit contextul ca o parte din cei care au participat în programul educațional să vină și să dea mai departe din experiența pe care au acumulat-o în timpul anului. A fost important că anul acesta, în premieră, am avut 7 ateliere care au fost organizate de elevi, de tineri, împreună cu profesorilor, și practic a fost o demonstrație concretă de cum putem să facem educație de la egal la egal, tinerii care devin ambasadori pentru consum responsabil către alți tineri. Voluntar încerc să ajut pe cei care se ocupă deja de acest atelier, să comunic cu oamenii, să invit să se înscrie, contribui și la partea de organizare, logistică puțin, de comunicare. Ajută în primul rând la masa de întâmpinare, ofer informații participanților. Și pe lângă asta mai ajut și cu orice mai este nevoie pe partea de ecologizare sau a ajuta cu partea organizatorică. Eu am fost în bucătărie și am ajutat cu copilașii să facă turte dulci. Și acum mă duc puțin să ascult de modă sustenabilă, să ajut pe doamna. Particip foarte mult timp ca voluntar și îmi place asta foarte mult. Și ar vrea mai multe proiecte, tot să mă implic mai mult, mai mult. Anul trecut și anul ăsta, simt că oamenii care se adună aici sunt mai deschiși și mai calzi și îmi place foarte mult când simt armonia asta în echipă, pentru că asta simt, armonie, și simt suport, pentru că toți, deși fiecare are un anumit rol, când e să intervenim, intervenim cu toții și facem treabă împreună, indiferent de ce era planificat înainte, ne adaptăm, suntem o echipă puternică și foarte flexibilă.